Bună ziua, dragi vărsători! Și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare pentru zodia voastră, și anume pentru a treia săptămână din luna martie. Am deja doi gerași care au căzut pentru tine. Să vedem sfaturile lor! față de tine dragă vărsător, primul lângeraș, primul arhanghel este arhanghelul Rafael, care bine și îți spune te ajut să vindeci provocările fizice și în tine și în ceilalți. Ești un vindecător ca și mine. Da, este un mesaj extrem de important care iată se arată la momente importante din viața noastră. Arhanghelul Rafael este foarte cunoscut pentru vindecările pe care le face cu noi și pentru ajutorul pe care ni-l dă în anumite momente în care noi vrem să facem o anumită terapie cu noi înșine sau cu cei din jurul nostru. Se pare că bine și pentru tine, dragă vărsător, în acest moment să te ajute să vindeci provocările fizice, iată, în tine și în ceilalți. Se pare că toți suntem cu o anumită aplecare spre aceste provocări fizice. Probabil că și tu te afli oarecum încercat de aceste provocări în această perioadă. Și iată că primești ajutor divin. Arhanghelul Rafael vine iată să te convingă că ești un vindecător ca și el. Prin urmare, poți începe să te detașezi de aceste porniri fizice pe care le resimți, să te detașezi de ele și să începi vindecarea emoțiilor mai puțin pozitive în sufletul și în corpul tău. Sigur că odată făcând aceste schimbări pentru tine, vei remarca un plus de energie în corpul tău și te vei bucura de o viață mult mai fericită și mai împlinită. Al doilea mesaj care vine pentru tine, dragă vărsător, este Serefina, îngerașul Serefina care îți spune: Sunt îngerul familiilor. În familia ta va avea loc o schimbare fericită sau familia se va mări. Wow! Nu știu dacă mai aveai nevoie de această declarație pentru tine, dragă vărsător. Poate că unii dintre voi aveți familiile puse la punct, sau poate că nici nu vă mai gândeați să mai faceți o asemenea, să mai treceți printr-o asemenea schimbare la vârsta pe care o aveți, sau după atâtea evenimente pe care le-ați traversat până acum. Este posibil ca mulți dintre voi să aveți deja o familie și să nu mai așteptați nimic în acest sens de la viață. Și totuși, iată că este posibil, este foarte curând posibil să intre în viața voastră un nou membru și să se schimbe totul în jurul vostru și cu voi înși vă în viața voastră. Se pare că fie un nou suflet se va naște în familia dumneavoastră, fie o nouă relație cu, un nou, cu o nouă persoană va începe pentru voi. Oricum ar fi, se pare că te deschizi acestei noi energii în viața ta. Te deschizi din ce în ce mai mult, faci câte un pas în fiecare zi spre această nouă relație și uh, iată că totul se va manifesta uh, conform uh, așteptărilor. De ce nu? Mulțumim îngerașilor pentru aceste uh, lecturi. Să vedem uh, mai departe oracolul dragostei, ce are de spus pentru tine, Vărsător, în a treia săptămână din martie, uh, săptămâna 14-20 martie. Voi extrage trei carduri. Unul, două, trei. Primul card pentru tine, dragă vărsător, este barcă. Primești, se pare, ceea ce ai nevoie, progresezi, sosești într-un anumit punct te, te miști mai departe, probleme care se apropie de sfârșit. Da, nu știu în ce moment te prinde viața în momentul în care vizionezi acest videoclip, dar iată că în, final, în finalul acestor evenimente prin care tocmai ai trecut, în sfârșit, primești ceea ce îți doreai, primești ceea ce aveai nevoie. Este foarte important că ai sosit în acest punct, este foarte important că iată, ai făcut mișcările necesare pentru a ajunge până, până aici. Ai progresat foarte mult în ultima, în ultima perioadă și nu încetezi să o faci nici pe viitor iar Universul se pare că te răsplătește din traista lui cu acele lucruri pe care tu le-ai cerut la momentul oportun și care, iată, acum sosesc și pentru tine. Se pare că ești într-o perioadă în viața ta când te miști mai departe spre o etapă următoare, faci pasul următor... Probabil că într-o nouă relație sau dacă ești singur, hotărăști că trebuie să mai rămâi încă ceva timp singur pentru că probabil tocmai ai ieșit dintr-o relație și vrei să-ți vindeci rănile. Vrei să îți restabilești ordinea în sufletul și inima ta. Vrei să știi de unde poți începe dacă, o să por dacă vei porni la un nou drum cu o altă persoană și atunci este normal să vezi să te analizezi puțin și să vezi punctul în care tu ai ajuns și modul în care vei putea aborda următorul pas din viața ta. Se pare că anumite probleme din viața ta se apropie de sfârșit. bucură că se întâmplă așa, pentru că iată că lucrurile nu mai mergeau de ceva timp și era necesar să se ajungă și aici. Al doilea mesaj care vine pentru tine, dragă vărsător, este fată cu un șarpe. Paradigma narcisistă sau empatică? Ești, te simți uh, fermecat sau folosit, uh, stabilești uh, noi limite. Uh, da, se pare că unii dintre voi uh, vă aflați într-o paradigmă în care empatizați mai mult decât de obicei uh, cu cei din jurul vostru. Uh, poate că sunteți mai sensibili decât uh, erați până acum. Uh, Pur și simplu vă aflați într-un moment al vieții voastre în care uh, sunteți oarecum cu garda jos. Uh, nu prea vă puteți uh, apăra. Uh, și atunci este normal că aceste sentimente uh, ale oamenilor din jurul vostru să ajungă și, și la sufletul vostru. Uh, totuși nu vă speriați că se întâmplă așa sentimentele acestor oameni se pare că pot trece pe lângă voi fără să vă rănească, fără să vă atingă într-un mod într-un mod în care să declanșeze alte lucruri mai negative. Pentru alții dintre voi, iată că vă aflați într-o paradigmă narcisistă, sunteți într-o relație cu voi înși vă foarte puternică în această perioadă. Se pare că doar voi vă puteți cunoaște așteptările. Se pare că doriți foarte mult să fiți cu voi înși vă în această perioadă pentru a vă cunoaște mai bine pentru a vedea, după cum am precizat deja, punctul în care ați ajuns, pentru a fi mai conștienți de propria persoană, a deveni mai conștienți, pentru a vă acorda acele momente de atenție de care aveți atâta nevoie, pentru că poate în ultimul timp v-ați ne simțit neglijat, neglijată, neglijată, și, iată, aveți nevoie să ieșiți din, acele, din acea fază. Da, pentru că ați hotărât, iată, că meritați și dumneavoastră, că meritați să fiți din nou foarte important în viața voastră. Dacă vă aflați încă într-o relație în care vă simțiți folosit, folosită, Iată că nu veți întârzia să stabiliți noi limite și să puneți punct acestui tip de relație. Să spuneți gata până aici, a fost mulțumesc, voi porni mai departe de unul singur pentru că nu mai pot merge așa sau împreună cu tine pe acest drum. Da, mulțumesc de colaborare. La revedere. Cam așa ar fi uh, vorba. Uh, este foarte bine că stabilești noi limite pentru că nu este normal ca într-o relație să existe uh, acel sentiment de a fi folosit, uh, folosită. Uh, este un sentiment josnic uh, și Uh, o persoană care uh, acționează în acest fel uh, nu merită nicio atenție din partea ta. Uh, al treilea mesaj care vine pentru tine, dragă vărsător, este Inel de Logodnă. Uh, este vorba aici de o logodnă, un parteneriat, uh, 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 un contract pentru eternitate. Un act de a te completa unul pe celălalt, uh, Uniune. Uh, da, uh, se pare că pentru unii dintre voi este uh, momentul să faceți acest pas, momentul să vă declarați iubirea și să uh, luați parte la acest parteneriat uh, pe care să-l încheiați cu persoana cea mai potrivită în acest moment în viața voastră. Se pare că ați găsit această persoană, fiți fericit, manifestați-vă bucuria față de ea și față de viață în general când sunteți împreună. Pentru că, iată, foarte curând veți face pasul. Probabil că unii dintre voi deja ați propus această legătură persoanei dragi, iar ea, desigur, a fost mai mult decât încântată pentru că iată acest inel cât de frumos strălucește uh, piatra lui. Uh, da, este vorba de un legământ care se face pentru eternitate, uh, cel puțin pentru eternitatea acestei vieți, uh, atâta cât va fi ea sau cât este ea. Este vorba de o uniune uh, a două suflete care vin să se completeze Așa sunteți voi, dragilor, în această perioadă a vieții voastre. Este o perioadă extrem de frumoasă pentru voi, pe care o trăiți plenar și vă bucurați extraordinar de mult de prezența celuilalt sau a celelalte în viața voastră. Ne bucurăm cu toții pentru voi că se întâmplă așa. Să vedem mai departe cărțile de tarot, ce au de spus. Pentru aceasta, a treia săptămână din martie, pentru Vărsator, voi extrage 12 cărți din pachet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iar la baza pachetului pentru tine, dragă vărsător, se află 3 de bâte. Acest trei de băte care iată te arată în fața uh, unei noi oportunități în viața ta. Uh, se pare că uh, nici la nivelul carierei nu ești mai prejos. Uh, se pare că foarte curând o nouă propunere va veni către tine, probabil că un nou proiect, proiect pe care ți se va cere să-l realizezi. Se pare că ești și în fața unor sentimente pe care le încerci de creativitate în această perioadă. Este o creativitate debordantă de care dai dovadă. O creativitate pe care o poți uh, uh, arăta întregii lumi uh, în următorul tău proiect. Uh, se pare că este ceva la care tu uh, te gândești de ceva vreme. Este o nouă expediție în care tu pornești, uh, și care va fi una cu, extrem, cu niște rezultate extrem de pozitive pentru tine iată mugurii din uh, uh, vârful acestor bâte uh, care marchează aceste rezultate pozitive uh, și care te vor face fericit. Se pare că un succes uh, uh, cum nu ai mai avut până acum uh, te așteaptă în viitorul apropiat. Uh, mulțumim pachetului. Să vedem mai departe cărțile. 8 de pentagrame, 2-ul de săbii, magicianul, steaua, 6-le de bâte, regele de monede, 8 de cupe, 5-ul de pentagrame, faetonul, împărăteasa, 3-ul de săbii și 5-ul de bâte. Din arcana majoră, dragă vărsător, iată, ai magicianul, steaua. Faetonul și Împărăteasa. Să vedem cam ce ar putea însemna fiecare dintre ele pentru tine în acest moment. Magicianul, iată că vine să te prezinte, te aspectează într-o perioadă în care te arăți lumii exact cum este acest magician, care, iată, are toate atributele necesare pentru a face toate schimbările pe care le dorește în viața lui. Se pare că te afli într un asemenea moment când poți face, iată, absolut orice în viața ta, absolut orice îți dorești. Semnul infinitului deasupra capului său arată această infinitate de oportunități pentru tine, de posibilități care se pot naște din tot ceea ce tu întreprinzi în acest moment. Faptul că tu te manifesti precum un magician în viața ta arată și o conștientizare din partea ta, o conștientizare a faptului că tu ești creatorul vieții tale, că tu ești stăpânul ei și numai tu poți, face, poți aduce în viața ta lucrurile pe care ți le dorești cel mai mult. Împărăteasa, iată, vine să te prezinte într-o atmosferă extrem de luxuriantă, abundentă. Ești precum aceste împărătese care stă pe tronul ei, înconjurată de o natură extrem de bogată, verde. Așa ești și tu, dragă, vărsătorule, în acest moment. Uh, se pare că te bucuri de absolut orice în viața ta, îți uh, trăiești viața la maximum, uh, te bucuri și de o relație bună. Uh, care este probabil să fi intrat uh, de curând în viața ta, uh, și te bucuri și de succes în carieră. Uh, succes de care se pare că. Nu ai dus lipsă nici în ultimele momente ale vieții tale. Pentru unii dintre voi este foarte posibil să vă aflați în ipostaza acestei împărătese, care, iată, se află însărcinată. Prin urmare, este posibil să așteptați un copilaș. Dacă este un asemenea moment pentru voi, felicitări! Uh, fiți bucuroși pentru că întâmpinați, iată, un nou suflet, o nouă energie în viața voastră care va veni cu noi bucurii și cu noi uh, satisfacții. Uh, steaua, iată, vine să vă arate uh, proiectând într-o perioadă în care proiectați din nou pe cerul uh, vieții voastre, acele aspirații, acele visuri pe care numai dumneavoastră, de care numai dumneavoastră sunteți conștienți și se pare că le elaborați visând cu ochii deschiși atât în timpul zilei cât și în timpul nopții, atunci când aveți un răgaz, când nu prea dormiți, este important să faceți asta și este important mai ales să mențineți acea atitudine de recunoștință față de abundența Universului, față de tot ceea ce acesta are revars asupra voastră. Se pare că nu sunt puține acele lucruri de care vă puteți simți mulțumiți în, acest, în aceste clipe, așa încât perpetuați această acest sentiment de mulțumire, de recunoștință, pentru că din el se, va naște, se vor naște multe și multe alte motive de a mulțumi de acum înainte Universului. Faetonul vine nu în ultimul rând, iată, drag vărsător, să te arate într-o perioadă în care te schimbi foarte mult. Se pare că este nevoie să alegi o nouă cale în viața ta. Probabil că pe vechea cale nu mai poți merge pentru că s-au epuizat resursele pentru acea cale. Probabil că cineva a plecat din viața ta, probabil că nu-și nu mai avea locul acolo, probabil că nici tu nu te mai regăseai alături de acea persoană. Atunci este foarte bine că s-a întâmplat așa, și iată că schimbări pozitive vor veni și în viața ta de acum înainte. Fi răbdător și perseverent în legătură cu acțiunile din viața ta, și totul se va desfășura conform planurilor, conform viselor tale. Regele de monede, iată, te înfățișează în aceeași perioadă extrem de abundentă în viața ta și îți prezintă din nou o oportunitate în viața ta pe care este foarte important să o accepti deoarece îți va aduce și mai multe rezultate pozitive pe viitor. Regele de monende, este, este posibil să fie și o persoană extrem de autoritară, cu autoritate în viața ta în momentul de față, care, iată, vine să-ți prezinte această oportunitate și vrea să te ajute în această perioadă. Probabil că n-ar fi rău să te apleci mai mult asupra muncii, asupra carierei tale, mai ales dacă tu simți să faci asta, Uh, pentru că asta te-ar ajuta foarte mult să uh, îți depășești dificultățile sentimentale. Uh, doiul de săbii, iată că te prezintă în această situație în care uh, este posibil, alături de cinciul de băte, să suferi de, anumit, de un anumit conflict la nivelul gândurilor și sentimentelor tale, un conflict care, iată, te. Te arată într-o situație în care nu prea poți să vezi uh, limpede, ești legat la ochi, uh, nu prea poți să distingi între acele oportunități care sunt mai potrivite pentru tine în, în acest moment. Uh, probabil că nu știi spre ce să-ți at să îndreți atenția uh, mai degrabă. Uh, probabil că nu știi uh, dacă. Mai ales în momentul în care o persoană se îndreaptă către tine din nou, nu știi dacă să o alegi pe aceasta sau dacă aceasta merită atenția cuvenită, nu prea știi încotro să o apuci, cu alte cuvinte. Acest trei de săbii, iată, te prezintă într-o situație pe care ai depășit-o nu de mult, o situație extrem de suferindă pentru tine. Se pare că cineva te-a înjunghiat în inimă, ți-a provocat o durere, o suferință extrem de adâncă, iar tu în momentul de față este posibil să treci și prin această nevoie de vindecare vindecare pe care este posibil să o faci și prin intermediul uh, momentelor, momentelor, de liniște, de meditație pe care le trăiești uh, în solitudine. Uh, acest cinci de pentagrame, iată, uh, vine să te, uh, uh, să te avertizeze oarecum uh, să nu uiți uh, să de frumusețea acestor uh, frumusețea unor momente din viață, de frumusețea uh, lucrurilor uh, în această viață, să nu uiți să admiri aceste lucruri pentru că se pare că ești înconjurat de ele, dar parcă nu le mai vezi. Te comporți asemenea acestei femei care iată se uită numai în jos, uh, uh, evitând să ridice ochii spre acest vitraliu frumos. Uh, optul de monede, iată că te înfățișează într-o ipostază în care lucrezi din greu la un proiect, după cum spuneam, depui o sârguință deosebită, ești, ești mânat de o creativitate debordantă, după cum aminteam mai devreme, în elaborarea acestui proiect și ești, ești foarte mândru că o faci. Și ești convins de faptul că într-o zi te vei bucura de rezultate în urma promovării acestui proiect și a eliberării lui în lume. A, a, da, a trimiterii lui în lume. Probabil că este vorba de un proiect creativ. Mai departe avem aici opt de cupe uh, care te arată pe tine, dragă vărsător, uh, cum uh, pornești în uh, în căutarea unui nou drum, uh, în elaborarea un, unei noi expediții. Uh, iată că pornești cu un nou curaj uh, și cu o nouă îndemânare, se pare că Îți dorești sau îți doreai să faci această nouă, acest nou drum, să pornești în această nouă aventură pentru că iată că toate cupele tale sunt pline, așa te simți și tu în, această, în acest nou drum pe care l-ai de făcut, energia ta este debordantă și simți cu toată puterea sufletului tău că asta este ceea ce trebuie să faci iată că nu, nu în ultimul rând, foarte curând se va vedea se vor vedea primele semne ale abundenței ale victoriei care se vor revărsa peste tine în urma acestor hotărâri și decizii pe care le vei lua în aceste momente ale vieții tale un succes sigur se apropie de tine așa încât bucură-te că faci acele schimbări care merită în momentul de față pentru tine, pentru că ele se vor transforma în uh, uh, certitudini uh, uh, foarte bune pentru tine. Să vedem mai departe și răspunsurile îngerașilor pentru tine, dragă vărsător, a treia săptămână din martie. Uh, primul răsp răspunsul care vine de la îngeri este Reconsider, adică mai gândește-te. Uh, Probabil că ceva îți dă de gândit în ultima perioadă, ceva nu prea te lasă să dormi noaptea, așa încât probabil că te confrunți cu o situație în viața ta, fie că este o relație, fie că este ceva din cariera ta, un plan care, iată, necesită o reelaborare, necesită un plan B sau să te mai gândești să te gândești din nou la aceasta, pentru că se pare că modul în care ai acționat prima oară nu a fost cel mai potrivit. Probabil că despre asta este vorba. Mulțumim îngerașilor! Îți mulțumesc și ție, dragă vărsătorule, pentru vizionare. Te invit și la alte talări de acum înainte. Toate bune!